Un accident deosebit de grav a avut loc între Orșova și Drobeta, Turnul Severin, pe drumul Național 6. În accident au fost implicate un autotren și un autoturism. Accident deosebit de grav pe DN6 la ieșirea din Drobeta, Turnul Severin, în zona Gura-Văii. În accident au fost implicate un autotren și un autoturism. În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate, o persoană din tir și șoferul autoturismului. Din păcate, conducătorul autoturismului a decedat la scurt timp de la producerea accidentului. De altfel, și conducătorul autotrenului a fost transportat la spital. În cursul după-amiezii, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta, Turnul Severin au intervenit cu autospeciale de descarcerare, o ambulanță smurt și o autospecială de stingere la un accident rutier produs între un autoturism și un camion pe DN6 la intrarea în localitatea Drobeta, Turnul Severin. Pentru acordarea primului ajutor medical victimelor la locul evenimentului au fost direcționate și două echipaje SAJ. La sosirea pompierilor, două persoane se aflau blocate în autoturism, respectiv camion. Salvatorii au extras de urgență victimele care prezentau politraumatisme și le-au predat în stare de conștiință echipajelor SAJ, fiind transportate la unitatea de primiri urgențe. Șoferul camionului, rănit ușor, a fost transportat la unitatea de primiri urgențe de către echipajul smurt. Accidentul s-a produs după ce mai mult material lemnos dintr-un tir s-a răsturnat pe un autoturism după ce remorca acestuia a intrat în balans. Traficul rutier a fost complet paralizat după ce autotrenul s-a răsturnat de-a lungul drumului. Coada la care șoferii au fost nevoiți să aștepte până la eliberarea carosabilului s-a întins pe câțiva kilometri. Oamenii legii au intervenit la scurt timp la fața locului pentru cercetări. Carosabilul este plin de lemne care s-au răsturnat din tir. În urma impactului, parapetele de siguranță a fost distrus.